Bună dimineața, numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube, Școala de Training. Înainte să începem analiza tehnică, vreau să vă întreb ceva. Eu mi-am dorit tot timpul să fiu independent financiar, adică să nu depind de nimeni. Din punctul meu de vedere, asta mi se pare cel mai tare lucru ever la care poți ajunge în viață. Da? Dacă vă doriți și voi același lucru, eu pot să vă ajut. De ce? Fiindcă am ajuns la nivelul în care sunt liber. Pot să fac ce vreau, când vreau, fără să n-am niciun stres. Da? Iar lucrul ăsta mi-l doresc pentru toți oamenii de pe acest pământ. Sincer. Și acum haideți să vedeți că asta încerc să fac de 5 ani de zile. Haideți să vedem dacă am reușit. Bun. De exemplu, crearea canalului de Discord Școala de Training, toată lumea mă întreabă: dar ce înseamnă? Cu ce ne ajută? Care e scopul acestui canal? Ce face acest canal? Păi haideți să vă explic. În primul rând, eu am ca scop să pot să ajut fiecare om care intră pe canal să facă acei 2%. De exemplu, inclusiv am pus ieri, suntem curioși câte persoane fac 2%. Da? Și aici avem așa, zilnic sau aproape zilnic, da? 32 au votat. 18 au votat periodic, din când în când 46, 23 deloc. Da? Și acum am încercat să ne dăm seama cum putem să facem, ne interesează câte persoane își doresc să facă 2% zilnic și nu reușesc, încercăm să găsim o soluție pentru confirmare. Da? Încercăm, de exemplu, aș vrea cel puțin de 2 ori pe săptămână cu aceste persoane să am un call sau să am... cumva să-i ajut să văd unde greșesc și cum putem să remediem problema să facă și ei. Da? De ce? Fiindcă scopul meu e ca fiecare om care este pe acest canal să facă cei 2% pe zi. Da? Credeți-mă că este foarte ușor, dar trebuie să ai un pic de încredere în tine, trebuie să ai un pic de răbdare și totodată să nu te arunci fără să studiezi un pic. Iar eu asta încerc să fac. De exemplu, fiecare analiză care o pun are ca scop acei 2%. Mare parte, da? Indiferent, da? De exemplu, chiar și de dimineață am pus la ora 7 și 14 minute, dusc, da? Aștepta să rupă rezistența la 5, 7, 4, 5. Hai să ne uităm un pic. Aici, dimineața eram aici, da? Plus că am pus mai devreme la ora 6 și 15 acest triunghi. Deci au fost două oportunități, da? Uitați, am pus la ora 6:30, da? Aștepta să rupă, dus că aștepta să rupă și am pus și mai târziu, aștepta să rupă rezistența. Deci au fost două oportunități în care n-aveai cum să nu faci 2%, adică nu mai dai aici până aici. Odată era 3,3 și încă o dată 10. Da, deci n-ai cum să nu faci. Dar, repet, trebuie să aveți un pic de răbdare și să încercați să vedeți lucrurile din ce în ce mai clare. Da? Pentru asta am creat acest canal. La fel, pe acest canal o să... avem alte discuții, alte probleme față de ce există pe YouTube. De ce? Fiindcă pe YouTube, indiferent ce spun, oamenii mă critică. Și tocmai de asta nu mai vreau. Pe YouTube o să mă rezum, da? Sincer, o să mă rezum decât strict pe doi. Adică chestii banale, simple, da, fără cancanuri, fără tantamuri, fără nimic, da? Pur și simplu doar analiză. Pentru cei care vor să aprofundeze și să meargă la următorul nivel, îi aștept pe canalul de Discord. Pe canalul de Discord puteți intra, accesați site-ul Școala de Trading, da, Crypto, mergeți la rubrica Analiză tehnică, Discord o lună și atât. Bifați aici, plătiți direct cu cardul și asta e tot. Bun? Acum haideți să vedem ce face Bitcoin-ul. Bun. În momentul de față, suntem într-un tipar
bullish, da? Pe un time frame mai mic. Ceea ce înseamnă că la un moment dat trebuie să plecăm de aici. Pe un time frame mai mare, da? Putem să spunem ceva de genul, tot într-un tipar bullish, care la un moment dat trebuie să-l rupă. Și cât de curând, eu zic că câteva zile trebuie să plece de aici. Trebuie să aleagă o direcție, asta clar. Foarte mulți sunt bullish, foarte mulți sunt bearish. Vedem, nu trebuie să fim în niciun fel. De ce? Analiza tehnică, trebuie să înțelegem un singur lucru. Dacă vrei să faci bani în lumea cripto, nu trebuie să respecti nimic. Trebuie să aștepți confirmări. Nu trebuie să crezi. Crezi în altceva, dar nu crezi în analiză tehnică. Da? În analiză tehnică trebuie să aștepți confirmări. Bun? Mergem mai departe. În momentul de față vă povesteam pe daily că a rupt rezistența și așteptăm să vedem direcția. Dar, totodată, ne uităm că încă a ținut suportul, adică moving average 200, ceea ce înseamnă că este foarte bine. Foarte, foarte bine. Da? Și pe 4 ore așteptăm să rupă acest tipar și cred că o să vrea să plece. Prima rezistență puternică este 49.000. Dacă rupe această rezistență, o să meargă la următoarea rezistență, undeva la 50.700 și apoi, dacă are suficientă forță, merge până la 53.000. Bun? Haideți să ne uităm și la Ethereum. Ethereum se pare că s-a întors. Două secunde. Da? Ceva de genul. Suntem un tipar foarte frumos aici. Da? Este un triunghi. Așteptăm frumos să rupă rezistența și să plece. Prima rezistență foarte puternică este de la 3887. Dacă o rupe pe asta, merge la 3948. Bun. E-Gold-ul, vă povesteam aseară că vrea să plece. Ceea ce asta a și făcut. A și confirmat, da? Asta era o rezistență foarte puternică pe care a rupt-o. Și acum, posibil să meargă să testeze 285, să întoarcă să retesteze suportul de la 267 și apoi să își vadă liniștit de viața lui. Da? Bun, în principiu, astea sunt, țineți cont de absolut tot ce v-a spus, încercați să vedeți lucrurile din ce în ce mai simplu și mai clar, da? Fiindcă analiza tehnică nu este decât, nu trebuie să fie decât simplă și clară, fără complicații, da? Doar trebuie să așteptați confirmări. Asta e tot. Bun? Vreau să vă doresc o zi minunată, baftă în trading și Doamne ajută!